Salut! Astăzi răspund cititorilor, adică vouă, care mi-a lăsat întrebări pe blog la secțiunea Ask for Free. Am o secțiune pe blog unde voi puteți pune întrebări, iar eu, în limita timpului, vă răspund gratuit. Voi lua astăzi întrebări care mi se par relevante pentru majoritatea dintre voi. Să începem! Un angajat cu contract de muncă determinat într-o țară din UE sau non-UE trebuie să plătească contribuții sociale în România? Cei care aveți contract individual de muncă înregistrat pentru care vi se opresc contribuții atât la impozit cât și sociale în țara unde lucrați, nu aveți obligația să declarați aceste venituri în România sau să plătiți ceva pentru ele. Este practic singura excepție de venituri care nu se declară. O să le găsiți pe alte site-uri sau în legislație denumite ca venituri dependente sau din activități dependente. Aceste activități dependente sunt contractele de muncă. Deci dacă sunteți salariat la o firmă și prin salariat mă refer cu contract individual de muncă înregistrat pentru care vi se plătesc, vi se opresc taxele, vi se depun declarații într-o țară oarecare de pe glob, acele venituri nu aveți obligația să le declarați sau să plătiți ceva pentru ele în România și este singura excepție. O altă întrebare pe care vreau să o comentez este următoarea. Am un job full-time și două proiecte constante pe e-lens. Care este cea mai bună metodă de a declara aceste venituri? Vreau să subliniez foarte clar că nu există cea mai bună metodă pentru toți. Cea mai bună metodă trebuie să vizeze un scop anume. Dacă scopul vostru este să plătiți mai puține impozite, cea mai bună metodă este aia care vă permite să plătiți cele mai puține impozite, respectiv SRL-ul sau, pentru unii dintre voi norocoși, PFA-ul la normă de venit. Fiecare trebuie aplicat, bineînțeles, pe cazul vostru personal, dar ca și idee generală, SRL-ul sau PFA-ul la normă de venit sunt vehiculele prin care voi plătiți cele mai puține impozite. Dacă scopul este să aveți acces la bani, să trăiți din banii respectivi, să nu aveți bătăi de cap, să închideți, să aveți o birocrație, ca să o numim așa, redusă sau cât mai redusă, atunci trebuie să vă îndreptați către un PFA. Nu pot da un răspuns pertinent, ok, cu care eu să dorm liniștită noaptea și să fie general la întrebarea asta. Trebuie să discut cu fiecare din voi și nu este un fel de a vă pune să plătiți consultanța. Răspund la întrebările astea în mod gratuit, așa cum am spus și pe blog, dar trebuie să fiți conștienți că, da, poate aveți impresia că situația voastră e una generală și se poate da un răspuns general, dar din experiența mea, de câte ori am început să discut cu voi, nu numai că am aflat total alte informații decât mi-a spus în prima instanță, informații care chiar au făcut diferența, dar și voi v-ați dat seama că situația nu e atât de simplă. Ideea este că un răspuns generalizat nu ar trebui să vă satisfacă și dacă cineva vă spune un răspuns generalizat, ar trebui să-l luați cu un gram de sare și să înțelegeți că o consultanță, indiferent dacă e plătit sau nu, personalizată, o să vă ajute mai mult. O întrebare pe care o primeam acum ceva timp era: vreau să-mi declar veniturile, vreau să fiu legal, dar nici nu vreau să plătesc mult. Ce pot să fac? Dar nu cumva ar fi o idee să-mi declar veniturile parțial? Adică plătești ceva la stat, statul ar trebui să fie mulțumit. Dar nu-mi declar toate veniturile, pentru că aș plăti foarte mult. Sfatul meu este: în niciun caz nu vă declarați parțial veniturile. Adică, nu știu dacă ați observat că pe fiecare declarație, jos cu litere mici, scrie că prezenta declarație se completează pe propria răspundere, sub incidența legilor privind falsul în declarații. Știu că suntem, din punct de vedere al țării și a legislației, la început și suntem în faza în care suntem indignați că suntem arestați pentru evaziune fiscală, suntem indignați pentru amenzile pe care le primim, dar legile astea există. Și faptul că tu scrii acolo un 2 în loc de 10, adică un 2000 de lei venituri în loc de 10.000 de lei venituri, se consideră fals în declarații. Sincer, s-ar putea să ai mai multe probleme pentru fals în declarații decât pentru impozitul pe care nu-l plătești. Să nu se înțeleagă aici că, Doamne ferește, recomand cuiva să nu-și declare veniturile. Nu, bineînțeles, trebuie să vă declarați veniturile. Dar nu credeți că cumva o soluție de mijloc vă este cumva favorabilă? Ba, din contră, vă bagă în mai multe belele. Trebuie să aveți în vedere atât latura fiscală cât și latura legală. Un alt lucru pe care vreau să-l lămuresc, să-l remenționez,
să insist și aveți și un articol aici pentru special această temă, este că dacă sunteți freelancer, adică liber profesionist, și nu doriți să vă autorizați activitatea, nu există modalitate legală de a vă declara veniturile. Dacă voi vreți să luați calea scurtă de a depune formularul 201, mai ales pentru veniturile pe care le-ați făcut și nu le-ați declarat până în prezent, succes! Dar atâta timp cât veniți la un profesionist, la mine sau la alt contabil și cereți o soluție legală, acel profesionist nu vă poate da altă soluție legală decât autorizarea. Deci, sunt două lucruri diferite. Ce ați făcut în trecut și ce faceți de acum încolo. Ce ați făcut în trecut, decideți voi dacă vă declarați pe declarația 201 sau nu vă declarați, sau decideți voi ce aveți să faceți. Obligația voastră legală insiste să vă declarați toate veniturile. Iar de acum încolo putem vorbi de intrarea în legalitate, de autorizarea activității și de declararea veniturilor pe acea entitate. Nu există lucrez legal pe declarația 201. Și pentru asta mai multe informații găsiți în video-ul acesta. O altă întrebare pe care o primesc frecvent, pentru că am luat consultații pentru persoanele care fac video chat. Și din partea acestor persoane, bineînțeles că este o întrebare specifică cu activitatea lor, și anume dacă banii primiți sub forma asta de cadou se impozitează. Legal, din punct de vedere al legislației, tot ce primiți sub formă de cadou, fie că e în natură, adică un apartament, o mașină, un ceas, un colier, o vacanță sau în bani cash sau în contul vostru, sub formă de cadou, nu sunt venituri impozabile, dar revin la falsul în declarații. Bineînțeles că voi, pe propria voastră de răspundere, declarați, dacă sunteți întrebați, că aceste venituri sunt cadouri, deci voi nu ați prestat nimic. Nu ați prestat ceva și numai aceste prestări respectivul sau respectiva v-a dat acei bani. Pur și simplu pentru că respectivul sau respectiva este din familie sau o persoană care dorește pur și simplu să vă facă aceste cadouri fără nicio obligație din partea voastră, vi le face, vă dă acei bani, vă întreține. Acei bani nu sunt impozabili și nu se declară nicăieri. Dar atenție la falsul în declarații, nu încercați să ascundeți o prestație sub formă de cadouri. E o diferență între cineva care pur și simplu din plăcere vrea să vă întrețină, vrea să vă facă un cadou și o contraprestație pentru acei bani. Atât timp cât sunteți obligat sau obligată să faceți ceva de banii ăia, aia e o contraprestație și un venit impozabil. Atât timp cât cineva din plăcere vă face un cadou, acei bani nu sunt impozabili. Pentru cei care faceți venituri din AdSense, apare recurent o întrebare. Ce cod CAEN trebuie să am pe firmă pentru a putea face venituri din AdSense Google? Și răspunsul este 7311 sau 7312. Amândouă sau unul dintre ele. Și ca tacâmul să fie complet, da, trebuie să emiteți o factură către Google. Unde o trimiteți? Nu știu, pe support@google.com, pe mail, pe whatever. Trebuie să emiteți factura către Google, indiferent dacă Google o dorește sau nu, indiferent dacă vă solicită sau nu, o emiteți și o trimiteți. Sau doar o emiteți. Obligația este să o emiteți, să o trimiteți. O altă dilemă. Fac venituri de ceva vreme, până acum am făcut venituri foarte mici, 1000 de euro pe an, 100 de euro pe an și acum uite că merge mai bine și vreau să-mi înființez un SRL sau un PFA. Dar mi-e frică să fac asta pentru că dacă ANAF o să se sesizeze pentru veniturile făcute din urmă. N-are nicio treabă una cu alta, ca să nu mă exprim altfel. Ce faceți de acum încolo? Nu alertează ANAF-ul despre ce ați făcut până în momentul respectiv. Și faptul că de acum vă puneți în legalitate nu înseamnă că vă rezolvați problema din trecut. Nici lucrurile n-au legătură între ele. Dacă ANAF o să aibă ceva cu veniturile voastre, o să aibă ceva cu veniturile voastre, indiferent dacă decide să intrați în legalitate de azi sau poate să n-aibă nimic niciodată cu voi, chiar dacă nu intrați în legalitate niciodată. Până la urmă e o loterie. Ideea este că puteți să vă faceți liniștiți un PFA sau un SRL, fără să vă faceți grijă că asta va alerta într-un fel ANAF-ul. Ar trebui să vă gândiți că cât mai repede vă declarați veniturile, cu atât intrați mai repede în legalitate, iar dacă ANAF-ul va fi alertat dintr-un motiv sau altul care nu va fi ăsta, că vă faceți voi PFA sau SRL, cu atât mai puțin vă va impozita, pentru că voi deja sunteți în legalitate și impozitați. Așa ar trebui să gândiți problema, nici de cum că voi alertați ANAF-ul de ceva. Foarte multă lume trăiește cu
cu impresia că ANAF săracul nu știe nimic despre noi, habar n-are ce bani facem noi și pe unde și cine ne plătește și uite cum, domne, noi, așa ca proști, oferim informațiile astea ANAF-ului. ANAF-ul știe tot ce are nevoie să știe, numai că nu prea lucrează date. Dacă îmi fac un PFA de azi, pot să-mi pun veniturile din urmă pe acest PFA? Răspuns, nu. Nu puteți să declarați niște venituri făcute pe persoană fizică, pe o entitate care nu exista, PFA sau SRL, care nu exista la momentul la care s-au făcut veniturile respective. Și aici intrăm în problema când se consideră veniturile făcute, dacă eu n-am adus banii în țară, dacă i-am prin PayPal sau prin alt cont din afara României. Vezi, doamnă, se consideră realizate veniturile respective doar în momentul în care aduc banii în țară. N-are treabă una cu alta din nou. Veniturile sunt făcute când sunt făcute. Dacă i-ați făcut în luna iulie anului 2012, atunci sunt realizate veniturile. Nu le puteți pune pe un PFA sau un SRL doar pentru că le aveți voi, vezi, doamne, blocate în PayPal sau blocate într-un cont pe care voi considerați așa suspendat în aer și că ANAF-ul nu știe de el. Deci nu. Răspunsul este, răspuns final, nu. Nu puteți pune pe un PFA sau un SRL care nu exista la momentul când voi ați făcut bani, niște bani pe care i-ați făcut în trecut. O altă întrebare care apare frecvent. Am fost solicitată pentru servicii de ca freelancer de o firmă din Germania, Italia, Franța, UK, whatever, US. Și respectiv îmi cer factură. Cum pot eu emite factura asta legal fiind? Păi, ca să emiți o factură, trebuie să ai o entitate juridică. Trebuie să fie autorizată activitatea în baza unei entități juridice, PFA, SRL, întreprindere individuală, ce ți alegi tu. Și doar atunci entitatea respectivă poate emite factura. Tu, ca persoană fizică neregistrată fiscal, nu ai posibilitatea legală de a emite o factură. O întrebare mai la obiect. Exact așa spune și cel care a scris întrebarea. O întrebare scurtă și la obiect. Pentru veniturile realizate de un SRL prin intermediul Upwork, este din punct de vedere contabil corect să fac o singură factură emisă de către SRL, către Upwork, pentru suma retrasă ce ajunge în contul bancar al firmei? Deci, pentru venituri realizate prin intermediul acestei platforme Upwork, dacă este corect să faci o singură factură către platformă? Răspuns final, nu. Clientul tău, sunt clienții finali către care prestezi, Upwork este un intermediar. Și factura o dorește să o facă pe suma retrasă care ajunge în contul bancar românesc al firmei. Oh my God, nu! Veniturile tale sunt cele din statementul de la Upwork. Încasezi $100, Upwork îți ia $2 sau $3, mai încasezi $50, îți mai ia Upwork $1 și tot așa. La finalul lunii ajungi la o sumă, la un sold, să zicem, de $300, care reprezintă toate încasările minus toate comisioanele. Bineînțeles că până ajung banii aia $300 în contul tot din România, PayPal îți mai ia niște comisioane, la transfer se mai iau niște comisioane, în România zicem că ajung $250. În niciun caz nu e corect să faci factura pe $250. Corect este să facturezi fiecare client în parte care ți-a dat sumele, pe sumele efectiv încasate, înainte să scazi comisioanele. Deci nu facturați direct platforma și nu facturați doar suma ajunsă în România. Cam asta a fost sesiunea de astăzi de răspuns la întrebările voastre de pe blog. Dacă doriți să mai fac astfel de videouri, lăsați-mi în comentarii. Dacă aveți anumite întrebări, lăsați-mi în comentarii. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu ca să nu pierdeți niciun filmuleț. Le postez în fiecare zi de luni. Mulțumesc și pe curând!